Am să vă povestesc ce mi s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Ieșeam de la cursuri cu un coleg de-al meu, părinte profesor, și în timp ce filmasem pentru Zi de Zi, o doamnă a filmat în curtea facultății, care trebuie să o spun că nu e spațiu public. Apoi am ieșit pe stradă și iarăși filma foarte destins un domn care mi-a spus că mă apreciază foarte mult, că nu va pune nicăieri filmarea, că dintr-o dată m-am trezit ce părere aveți despre canonizarea părintele și Arsenie Boca. Și am spus simplu, e o hotărâre de sinod. Ca preot eu n-am păreri despre hotărâre de sinod. Tardivă, prea devreme, prea târziu. Asta e strict problema celor care calculează după ceas istoria unei țări. După un timp am înțeles de la prieteni de-ai mei că a postat-o pe Facebook și explica cuiva acolo ce mi-a zis el mie. Nu mi-a zis nimic. Atunci am înțeles un lucru fundamental. Câinii latră și sfinții au obligația să urce la cer. Ei o fac în nume propriu ca să ne tragă pe toți după ei. Niciodată lătrăii dintr-un popor n-au făcut din popor să fie un popor mai bun. Au rămas tot lătrăi, care pentru 50 de like-uri sunt în stare să se mintă și pe ei că au făcut un lucru pe care nu l-au făcut. De aceea când părintele paroh 001 m-a întrebat ce avem de făcut pentru Semlac, n-am tăcut și am zis, asta o facem. Pentru că e inadmisibil ca la o acțiune a bisericii de a-și canoniza sfinții, cineva să aibă senzația că este un act democratic în care votăm toți dacă suntem de acord sau nu. Un sinod, când ajunge la o concluzie, o face pe bază de cercetare, de echilibru, de rugăciune. Nu-i permis nimănui să-i dicteze celuilalt la ce sfânt să se închine. Ferească Dumnezeu, dacă și asta o admitem, înseamnă că o să schimbăm mersul trenurilor. Murtăm Aradul la București, Bucureștiul la Sighet, Sighetul băgăm spre Sibiu și Sibiul mutăm peste graniță, că se poartă. Sunt lucruri care sunt inalienabile. Și unul dintre lucrurile inalienabile este credința noastră în raport cu sfințenia unor oameni. Că fiecare avem percepția noastră, e altceva. Că nu toți pot duce momentul de sfințenie prin care trece prezența unui om în viețile noastre, e total altceva. Asta nu înseamnă că trebuie să-l înjumătățim pe celălalt în har ca să părem noi mai importanți. Cum în ultima vreme, România nu de deștepți duce lipsă. Avem deștepți pe toate fileurile. Ci de oameni înțelepți, care în înțelepciunea lor să știe să pună echilibru în ceea ce au de îndeplinit. Spunând aceasta, am făcut și prefața într-un fel sau altul discuției din seara aceasta. M-am gândit mult în ce mod Părintele Arsenie își împlinește sfințenia. În urmă cu ceva ani, colegul meu care e la cărți, Romeo Petrașciuc, a făcut un efort simplu și la obiect. Toți scriau de pe unde apucau despre Părintele Arsenie. Își dădeau cu părerea. Știți că în jurul lui s-a creat și o întreagă mitologie care n-a ajutat canonizării Sfântului Părinte. Fiecare și-a dat cu părerea. Am auzit și eu multe povești, basme, mituri. Uneori m-a pufnit și râsul, dar sunt un tip care încerc să fie echilibrat în supra faptului că sunt un tip senin. Vreau să n-ajung senil înainte de vreme. Sunt lucruri pe care le poți admite, pe care nu le poți admite. Sunt descrieri din care poți să trăiești și descrieri pe care poți să iei distanță, dar e valoarea ta ca om, e modul tău de a fi ca om. Romeo a făcut în schimb apel la documentele Cenesasului, rezervorul de documente al României. Și în 3 volume a publicat cam tot ce se putea publica despre părintele, pro și contra, mai cu seamă contra pro, ca să fiu mai corect, pentru că tot ce au mărturisit specialiștii în scoatere de informație și stocare de informație în favoarea părintelui, nici de cum împotriva lui. Și atunci am văzut dintr-o dată pe toți ceilalți care imediat au simțit momentul Arsenie Boca în literatura de stradă, borcan, șosea, chioșc, că au născut peste noapte texte care nu aveau niciun fundament bibliografic.
deși știam de unde sunt textele. Din punctul meu de vedere, ce avem de parcurs acum este suta de metri în care ne verificăm credința raportată la un om care, în mod special, a marcat, poate mai mult decât alții, chipul suferinței preoțimii românești. Eu nu uit că părintele, care era un duhovnic și un om așezat, a fost vânat în permanentă, răstignit în câteva rânduri, arestat, umilit, batjocorit, oprit de la slujire, că a reușit să spună cu penelul pe peretele unei biserici ce nu mai putea propovădui, sigur, nerespectând canoanele foarte stricte de pictură, care nu sunt nici ele chiar așa stricte. Azi râdeam că m-am uitat în biserica din Semlac, cine a pictat-o, mare profesor, am înțeles, numai canoanele alea nu le-a respectat. Adică, independența artistului se lovește de rigoarea până la urma picturii, dar rămâne o independență care îi acordă libertatea fundamentală de a fi ca om. Ce vreau să vă spun este să nu vă pierdeți în astfel de amănunte. La Părintele Arsenie se ajunge mult mai ușor decât ne închipuim noi, când e inima smerită, Duhul umilit ca la Dumnezeu. Este o zdrobire a inimii care ne apropie de Părintele, care ne dă posibilitatea de a gusta din plinătatea iubirii Lui pentru noi. Gesturile pe care le păstrează oamenii în amintirile lor nu sunt gesturi de teologie și atât. Sunt gesturi de paternitate, de prietenie, de camaraderie, de zâmbet, de foarte mult zâmbet. Iar când au început să apară tipăriturile legate de viața Părintului, să știți că cei care s-au îngrijit de publicarea lor au fost foarte atenți ca manuscrisele să fie autentice, cât mai autentice. Dintre marile drame ale Părintului, una dintre ele trebuie să vă spun că îl marchează și după moarte. Privirea deștepților asupra vieții sale. Oamenii smeriți l-au privit cu totul altfel. Oamenii care l-au cunoscut și au cunoscut destui, l-au privit cu totul altfel. L-au privit ca pe un apropiat, ca pe un om care este în mijlocul lor și face din prezența lui în viața lor să li se schimbe viețile. Oamenii mergeau la Părintele să le ghicească în palmă, să ne lămurim. Nici nu mergeau neapărat să le ghicească un viitor pe care îl putea interpreta oricine altcineva sau vedea oricine altcineva. La Părintele mergeau obligatoriu ca să schimbe viețile. Sunt mii de oameni care prin Părintele și-au schimbat modul de a gândi, de a fi, de a trăi, dar nu numai ei, ci și copiilor, nepoților, mulți dintre ei. E interesant cum de foarte multe ori mergând în țară ne întâlnim cu oameni care vin și ne spun: Părinte, știți, bunica mea l-a cunoscut personal pe Părintele Arsenie, ca o medalie de luptă. Și a zis așa, s-au rugat așa, a învățat-o așa. Și când nu mai era în situația aceasta de purtător, de reverendă, de așezat în structura ierarhică, Părintele a continuat să mărturisească. Revin, cine merge la biserica pe care Părintele a pictat-o și nu înțelege că a fost singurul mod de a mai putea să-și manifeste și de a-și mărturisi credința, înseamnă că n-a înțeles nimic. Lumea se uită că a pictat pe tânărul ăla picior peste picior, stând cu un telefon, uite, a vorbit de wifi, de telefon, de navete spate. Nu, era suficient de informat încât să poată prevedea o parte dintre lucruri. Nimeni nu se uită, în schimb, de exemplu, la adevărata mărturie a picturii de acolo, la frumusețea Maicii Domnului, la iconologia legată de Sfântul Altar, în care Părintele pictează viața Sfântului Ștefan cel Nou, care n-avea ce căuta în altar pictată, dar care este, nu întâmplător, gândesc, ziua în care Părintele avea să se stingă. Deci Părintele a pictat în altar martiriul Sfântului cu celui care avea să se întâlnească în ziua în care avea să moară. Se spune, nu, că Sfântul din calendar e cel care ne întâmpină primul când murim, ca să ne poată ține de mână la judecata imediată. E o taină înașezată în omul acesta, o taină pe care nu o vom descifra nici generația noastră, nici generația următoare. E taina aceasta bunului simț mărturisitor. M-a întrebat cineva ce admir cel mai mult la Părintele Arsenie. Eu pot să vă spun că la el admir enorm de mult ascultarea. Ascultarea.
Putea să facă o revoltă fără doar și poate. Asta au și așteptat. Ca el să producă o revoltă, să-l poată pedepsi. Putea să facă pe grandomanul și să treacă la altă biserică, până la urmă, putea trece oriunde. Părintele, în schimb, are această absolut de atâncă smerenie de a rămâne în biserica ortodoxă și ascultare de ierarh. Când i s-a spus că nu mai are ce căuta în preoție, s-a retras. Că nu mai are de ce purta veșmintele călugărești, s-a retras. Că nu mai are ce căuta nimic din ceea ce înseamnă vizibilitate ca monah, s-a retras. Nu s-a retras din gândirea la Dumnezeu și asta ne-a salvat. Și nu s-a retras din gândirea la ceea ce înseamnă nevoia omului de om și asta a salvat mii de oameni. În repetate rânduri i-am auzit pe câte unii spunând că au parcurs toată opera Părintelui. Sunt curios cum, pentru că parte din opera Părintelui este încă în manuscris. Sunt foarte curios. Or fi fost ei telepatici, îs cu NASA. Că de obicei ăștia care îl comentează pe Părintele cu comploturi, cu NASA, cu tunele subterane, cu dacii liberi care n-au fost daci, au un fel de a fi pe care nu-l pricepe nimeni decât ei între ei. Și în general, ei oricum le știu pe toate. De fapt, ei sunt Sfântul Sinod și noi habar n-avem ce facem. Vă atrag atenția cu smerenie și cu dragoste că Părintele tocmai împotriva unor astfel de excese s-a ridicat în viața lui și împotriva unor astfel de excese s-a manifestat în permanență. Pentru el, învățând de la Domnul Hristos, da era da, nu era nu. N-avea ce să complice lucrurile și parte dintre lucrurile pe care el le scrie sunt limpezi. Cine vrea să facă din ele exegeză la exegeză, care exegeza exegezei, care exegezează pe exeget, are nevoie de pastilele mici, portocalii care se iau dimineața la prânz și seara câte patru. Adică suntem într-o lume în care se ajunge în auto, cum să spun eu, autoexilarea binelui de om. Îl îndepărtează pe om de cunoaștere autentică. Eu cred că Părintele e, în primul rând, un foarte fin cunoscător al vieților noastre, până astăzi. Multe dintre sfaturile pe care le dea tot timpul la limită, dar foarte atent la ceea ce privește către oameni, ce îi privește pe oameni. Era foarte atent la credință, la mărturisirea de credință. Îi îndemna pe oameni să învețe lucruri pe care noi astăzi nu avem curaj să vă spunem. Măcar crezul învățați-l să știți. Părintele v-ar fi spus că dacă nici crezul nu știți, sunteți corigenți în ortodoxie. Era atent în ceea ce face și mulți dintre cei care l-au văzut slujind în dumnezeiasca liturghie nu-și aduc aminte doar de faptul că îi scotea din când în când pe oameni de la, din când în când, ca să-i scoată mai repede la spovedit, ci de modul în care Părintele sluja liturghia. Adică fiecare a reținut pe cât i-a fost pe măsura retinei lui sufletești să rețină. Sunt multe dintre lucrurile pe care trebuie să le știți. Toate vă sunt acum la îndemână. Este suficient să citiți. Puteți să fiți de acord sau să nu fiți de acord cu modul în care Părintele a explicat într-un fel sau în altul lucrurile care se petrec în viețile noastre, dar a fost un atent observator al vieților noastre. Multe dintre lucrurile pe care noi ajung la noi le avem ajunse prin a doua, a treia mână, care sigur că orice român are talent de povestitor și mai înflorește un pic, încă un pic, încă un pic. Uneori înflorirea e mai mare decât adevărul care este simplu. Dar trebuie să știți că indiferent de locul unde a fost trimis să-și facă misiunea, locul a înflorit. Că din tâi a mers la sâmbăta, nu pentru că și-a dorit neapărat să fie la sâmbăta, deși sunt convins că nu s-a făcut împotriva voinței sale, ci pentru că împreună cu celălalt sfânt care va fi canonizat acum, Părintele Serafin cel Milostiv, cum îi se zice, Părintele a primit canonul să nască din nimic construcția brâncoveneană, să îi strângă pe oameni, pentru ca ctitoria aceasta lui Brâncoveanu din sâmbăta să însemne ceva pentru oameni. Știți cine a intuit cel mai bine acest gând de renaștere al mănăstirii și modul în care mitropolitul Nicolae Bălan vedea ca o mână de tineri călugări intelectuali să poată propune pentru biserică un program de viață duhovnicească? Mitropolitul Antonie Plămădeală, cel care în vremea aceea, la mică perioadă de timp, făcea el însuși parte dintr-o altă mișcare a bisericii ce se chema Rugul Aprins.
Când a început reconstrucția sâmbetei, mitropolitul Antonie n-a construit doar o mănăstire. A construit, acolo unde este biserica actuală foarte înaltă, a decretat-o a fi o bibliotecă. Iar în spate, unde este altarul, a decretat a fi un depozit de carte. Când Ceaușescu trecea cu elicopterul pe deasupra sâmbetei și întreba ce acolo, spunea că e un centru de studii, care are o bibliotecă mare și are un depozit mare de carte și că acolo se vor strânge toate marile cărți din toate bibliotecile ca să elibereze locurile din oraș pentru alte clădiri administrative. A venit Revoluția și dintr-o dată s-a spart zidul și s-a pus iconostasul, iar ceea ce părea a fi o bibliotecă, de fapt era o biserică în toată adâncimea cuvântului. Ce a intuit mitropolitul Antonie a fost că din acest punct de vedere, sâmbăta va deveni prin Părintele Arsenie, prin Părintele Serafim, un punct de reper pentru cei care vor vrea să caute adevărul despre istoria bisericii. Când Părintele Arsenie a fost mutat de la sâmbăta la prislop, a fost mutat și pentru că acolo trebuia să fie temperată o anumită acțiune a unei biserici surori din când în când, care avea foarte mari probleme în a gestiona istoric momentele acelea. Părintele a reușit să renască zona, asemenea Părintelui Serafim la sâmbăta și asemenea Părintelui Ioan la Vladimirești și apoi lângă Târgu Mureș, prin dumnezeiasca Euharistie. I-a chemat pe oameni la împărtășanie, i-a chemat pe oameni la spovedanie. Știu, ăsta e un păcat. Pe oameni trebuie să-i chem la bârfă, la cancanuri, la înjurătură, dacă se poate la o chestie, așa, la o șopârliță scăpată. Nu la împărtășanie, spovedanie, că dăunează grav misiunii negrului, celui negru în societate. Ori dintr-o dată Părintele s-a dus și a creat o școală. Și la sâmbăta și la prislop a creat o școală sufletească. Eu am cunoscut, de exemplu, maicile de la Tismana care au fost duse inițial la mănăstirea Bistrița pentru a învăța cum se fac covoare. Numai românilor putea să le treacă prin cap să-și poată salva mănăstirile cu ateliere de covoare pentru Ali Baba. Știți, și pentru ceilalți toți. Și la un moment dat, maicile au stat acolo în ascultare, la prislop, se făceau lucruri minunate și era o țesătorie mică și le învățau, numai că în același timp erau chemate după amiaza la cuvântul de învățătură pe care Părintele Arsenie îl purta cu ele în fiecare zi, dialogul de fiecare seară. Maica pe care eu am cunoscut-o, o zvârlugă, la bătrânețe era un fel de Tomahawk, rachetă autopropulsată, Maica Magdalena, a avut excepționala intuiție de a face un lucru pe care nu cred că i-ar fi dat voie părintele să-l facă atunci, dar care pe noi ne-a salvat ca documentare. Avea o memorie fenomenală, Maica, excepțională. Și era singura dintre cele din mănăstire care avea un caiet și cu pixul trebuia să scrie ce aflase despre covoare. Tot ce auzea seara în povestea părintelui, venea la chilie și consemna. Ea a nimerit în perioada în care părintele făcea descrierea, exegeza, unor texte din Pateric. Noi nu le avem tipărite, apropo de sursele totale pe care le-au citit acești excepțional teologi despre părintele. Îmi dau seama că unele dintre critici aduse de părintelui în ce privește teologia lui pot fi reale până la un punct. E clar că în anul 46, 50, 56, 60, cercetarea teologică era într-o dimensiune, traducerea era într-o dimensiune. Am citit de curând o notiță a unui tip care îi reproșa părintelui că n-a citat niște texte din Grigorie Palama, care au fost tipărite după 90 în limba română. N-aș vrea să se întâlnească cu părintele în timp ce el citește, să vină să se așeze așa părintele pe scaun lângă, să ce mai faci, cum ești, să-l vedeți cum, ce mult îi ajută lectura. Adică trebuie să vedem opera lui integrată în contextul istoriei vieții lui și mai cu seamă în contextul istoriei fiecăruia dintre noi. Ce vă recomand este să nu stați să căutați pete în soare.
să vă bucurați în primul rând pentru faptul că unul dintre ai noștri s-a făcut asemeni sfinților. Eu știu că sunt la Pecica și de aici este și Părintele Ilarion și că mulți dintre oamenii zonei acesteia au trecut ca sfinți în calendare, știuți și neștiuți. Noi stăm în biserică în fiecare zi lângă oameni care îndată după moarte se așează în rândul sfinților. N-au recunoașterea bisericii, n-au, știu eu, canonicitatea necesară, dar știu că știți toți în cimitir groapa unui om care a fost vrednic, bun, adevărat și care în viața lui n-a făcut rău nimănui și a făcut cât a putut de mult bine, i-a ajutat pe oameni. Va fi avut și el păcate, ca noi toți, dar a știut să și le pocăiască, să le dăruiască lui Dumnezeu și să se întoarcă ca virtuți în viața lui. Știți ce este interesant? De ani de zile mă întreabă mulți când îl canonizăm pe Părintele Arsenie, iar când s-a hotărât canonizarea lui, mulți au sărit de parcă zici că le-a dat scaramușul de servici foc la coadă. S-au electrocutat împreună cu mai marele, cum s-ar spune. Și din nevoia aceasta sunt convins de a apăra o ortodoxie proprie pe care îi cred că o stăpânesc, pe când ortodoxia nu trebuie stăpânită, ci numai trăită. Ceea ce remarc eu, în schimb, este altceva. Evlavia poporului român uneori atinge limite neduhovnicești în a-L iubi pe câte un sfânt. Eu sunt convins că oamenii care merg la mormântul Părintelui sau merg la Sfânta Paraschiva să se închine, nu sunt cunoscători ai tuturor cărților, tuturor lucrărilor. La Sfânta Paraschiva e și greu, că ea n-a scris nimic, de fapt. Da? Dar e important să înțelegeți că omul e în căutarea unui punct de sprijin. Că la o vreme în care totul în jurul nostru este surpat, în care cad imperii, ăsta e adevărul, în care lumea întreagă pare că se surpă, astfel de oameni reper ne atrag atenția tot timpul asupra voii lui Dumnezeu în propriul nostru popor. Vă dați seama că la un dat era în aceeași pușcărie câțiva dintre cei care acum vor fi în același sinaxar? Că de fapt urcă în sinaxarul bisericii poate cea mai frumoasă dintre toate mănăstirile lumii. Celulele Aiudului, celulele Gherlei, celulele Jilavei. Nu m-aș mira ca urmașii foștilor gardieni să fie gardienii de astăzi și să încerce să apere de prezența unei sfințenii viața unui popor care în mod real are nevoie de mărturia aceasta. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le îndreptăm în raport cu Părintele Arsenie. Să nu-i mai exagerăm meritele, să nu mai mitologizăm pe lângă el, să trăim minunile lui ca un dar al lui Dumnezeu, pentru că în mod real, Părintele continuă în mijlocul oamenilor să facă minuni. Sigur că probabil nu după manualul de minuni pe care au unii la dispoziție, dar el face după îngăduința lui Dumnezeu. Să faci un copil să meargă, un om pierdut cu mintea, să-și regăsească mintea, să faci pe un om care și-a pierdut credința să nădăjduiască, să descoperi calea virtuților unui om care nu crede în virtuți, sau pur și simplu să dăruiești oamenilor, revin constant, apropierea de Dumnezeu, apropierea de împărăția cerurilor. Mie mi-este foarte greu să văd ca preot oameni pornindu-se împotriva oamenilor și uneori mai cu seamă împotriva morților. Avem o boală națională. Noi ne înscriem istoria și când suntem învingători ca niște slugoi. Și asta ne costă. Când slugoii scriu istoria, o fac după chipul și asemănarea lor, lingând minciuna și pupând neadevărul, căutând tot timpul să dovedească lucruri anapoda în toată istoria existenței noastre naționale. Părintele este și un astfel de moment în care putem să ne aducem aminte, măcar din când în când, că adevărul se bazează pe documente, nu pe vorbe, nu pe interpretări, ci pe documente, iar aceste documente
câtă vreme sunt la dispoziția noastră, trebuie gândite, cântărite și contextualizate. Deși am spus că e împlinirea Sfințeniei la Părintele. Noi totdeauna avem senzația că doar dacă avem Sfântul trecut cu pixul și cu crucea albastră sau roșie în calendar, omul este sfânt. Sinodul Bisericii n-a făcut decât să recunoască o stare de sfințenie prin care oamenii s-au apropiat de Dumnezeu. În foarte multe rânduri, de exemplu, lucruri pe care Biserica le-a recunoscut ca fiind de sfințenie, sfinți pe care ni-i așezat la îndemână spre închinare, mulți dintre noi aflam din tâi de ei. Nu știam despre ei nimic și foarte multă perioadă de timp a fost nevoie de un efort de informare pentru ca Sfântul respectiv să fie acceptat și în inima poporului. De data aceasta, inima poporului a bătut mai repede decât condeiul scriitorului. Și lucrurile pe care Părintele le-a dăruit comunității s-au întors cu tărie și cu nădejde dinspre comunitate spre cer. Țara Făgărașului este o țară în care fiecare sat are câte o amintire despre Părintele Arsenie. Sunt străzi întregi care l-au avut duhovnic. Îndrăznesc să spun, sunt generații întregi dintr-un sat care l-au avut duhovnic. Să vă spun, de exemplu, modul în care trenul București Brașov, Făgăraș, Sibiu, a transportat către județul Giurgiu prin București, în repetate rânduri, oameni care se anunțau tacit că Părintele este acolo și pictează și primește miercuri de la ora 3 la ora 6 pe cei care vor să vorbească cu el. Își transmiteau tot felul de astfel de informații care țineau vie comunitatea oamenilor care, să știți, prin apropierea de Părintele, nu s-au rupt de biserică, ci au trăit în adâncimea smereniei și cu foarte atentă viață, tocmai viața bisericii. De aceea, îngăduiți-mi să spun în finalul deschiderii din seara aceasta că această sfințire, această canonizare a Părintelui intră în logica bucuriei oamenilor. Cei care nu se bucură de el și nu vor să se bucure de el, sunt liberi să își facă propriul calendar din care îi scot pe cei în care ei nu cred și nu-i ajută. Și dacă vor găsi un singur sfânt pe măsură, să roage pe aceea să înțeleagă că măsura sfințeniei e mult mai amplă decât măsura culturilor. Și că, în general, tot ceea ce biserica încearcă să ne pună la dispoziție în modelarea iubirii noastre pentru Dumnezeu, sunt modele prin care Dumnezeu ne-a vorbit despre credință, despre nădejde și despre dragoste. Cine confunde lucrurile acestea și crede că în sine credința trebuie să fie fundamentalism, nădejdea, speranță de asta așa de pozitivă, iar dragostea să cuprindă curcubeul, confundă Evanghelia cu propria lor lectură și nu este în ceea ce se cheamă regula gândirii asupra sfințeniei. Eu sper din toată inima că la anul, pe vremea aceasta, plus o săptămână, la Semlac să vă bucurați de împlinirea aceasta a canonizării Părintelui. Eu m-am bucurat foarte mult și țin să remarc ce evoluție am avut noi în prezențele din sală la Semlac și cât de bine prinde Semlacului casa de cultură de astă dată, mult superioară altor locuri în care noi am încercat să ținem conferințe. Asta arată că în timp prezența unui duh rotnic și silitor face ca o comunitate să-și găsească cu bucurie așezarea pe harta de valori a unei națiuni. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mecanismul prin care
Părintele Arsenie a rezistat în fața detractorilor săi din timpul vieții și care va ajuta acum să reziste și la detractorii ceilalți. Eu mai râd câteodată și spun, Părintele, până să fie canonizat, e în cea mai frumoasă situație. Cei care nu-l cred sfânt trebuie să se roage pentru el că e un păcătos care trebuie mântuit, iar cei care cred că este sfânt trebuie să se roage la el pentru că e păcătos și să se mântuiască. Iar Părintele, în smerenia lui, nu va refuza niciuna dintre misiuni. Va face tot ce poate pentru ca să ne dovedească românilor de astăzi că valoarea fundamentală a vieții cotidiene este sfințirea, nu cârtirea. Este împlinirea umanului, nu șmechereala umanului. Și este răbdarea, răbdarea în ascultare, care poate să nască întotdeauna o cultură a răbdării, din al cărui plin în viața Părintelui și nu numai lui ne putem sătura cu toții. În urmă cu ceva timp, filmând pentru Bucuria Credinței, am ajuns la Gherla. Acolo ne aflăm în situația unei românii neatente, pe care cred că o simțiți și în alte aspecte, dar aici gândiți-vă bine că cimitirul care este numit al eroilor de acolo n-a fost descărcat arheologic încă să ne lămurim cine e, cum e. Nu găsim bani. Nu sunt bani. Am construit foarte multe autostrade și nu putem să construim mauzolee. Deranjează grav sănătății, știți? Și în încercarea Părintelui Grigorie, care se ocupă acolo de locul acela sfânt, Părintele a construit o mănăstire care merită să o vizitați și care este pusă, construită chiar pe buza râpei în care au fost aruncați în zeci de gropi oamenii aceștia care au răspuns prezent la chemarea lui Hristos. Indiferent de biserică, indiferent de națiune locuitoare și conlocuitoare din Transilvania. Dar acolo s-a întâmplat într-un an, atunci când cu perioada COVID-ului, când s-a mai eliberat un pic dreptul de a merge la biserică, Părintele a avut intuiția să construiască o filigorie, să-i spunem, în care să slujească și oamenii să stea la aer. Și a remarcat că în timpul liturghiei, copiii care erau veniți cu părinții erau lăsați să se joace. Să se joace în plata lor, așa cum ar trebui la liturghie să se joace, să nu fie însoțiți de șerpișorii din biserică. Și la un moment dat a remarcat cum copiii se jucau în sandale, în Adidas, ce aveau în partea obișnuită a cimitirului, în partea în care era iarbă și nu era nimic marcat, dar când treceau un pic dincolo, se descălțau de papuci. Dacă mingea sărea peste gard, se descălțau de pantofi și cu picioarele goale călcau prin cimitir ca pe un loc, cum a făcut-o Moise când a urcat pe Sinai. Și m-am gândit că nu există libertate mai mare câștigată de un popor decât strănepoții unor martiri să le poată gâdila tălpile copiilor cu iarba crescută din oasele lor. Câtă vreme nu înțelegem că prezența unor mucenici ai neamului rămânesc din perioada comunismului dă libertate încă pruncilor noștri să se joace de sculți în clorofila țării, n-am înțeles nimic. Iar mesajul lor al întregului grup, în care este încadrat și Părintele Arsenie, este acela al exercițiului iertării. O iertare care se vede, curge din ei. Este, cum le-ar place unora să spună, energia pozitivă care le încadrează chipurile lor. Fie că îi numim milostivi, fie cărturari, fie îi numim oameni ai rugăciunii și ai ascezei, îi vedem pe toți iertând pe ei gratile. Nu i-au făcut nici indolenți, nici răutăcioși, nici victime pe platouri de televiziune. Mulți dintre ei n-au povestit aproape nimănui lucrurile prin care au trecut.
din jenă față de poporul român care a putut să nască o astfel de monstruozitate, cum a fost nenorocita lor suferință. Între ei, Părintele Ioan, care a fost inițial la duhovnicul Vladimireștilor, are o poveste cu totul specială, în care ni se spune că luat și arestat și dus să fie reanchetat după o perioadă de timp la Jilava, Părintele este ales după aceea să se întoarcă înapoi acasă. N-au reușit să mai scoată nimic, că nu mai avea ce să mai scoată de la el. Și se propune să-și aleagă dintr-un malder de cătușe, cătușa care îi se potrivește cel mai bine. Erau cătușe rusești, greu de purtat, cu șuruburi grele, și cătușe americane, mai subțirele, mai zglobi, dar care dacă smuceai de ele, te strângeau, te aduceau tot timpul mai cu fruntea către picioare, precum femeia gârbovă din Evanghelie. În timp, Părintele, în ciuda experiențelui, și-a ales cătușile acelea, gândindu-se că nu se va împiedica niciodată atât de tare încât să se strângă foarte tare cătușa pe el. Numai că gardianul l-a lovit atât de puternic, iar el s-a împiedicat într-o parte de noroi, a căzut și i s-a strâns. Nu se mai putea ridica în picioare. Bucuria gardianului. L-a bătut, l-a umplut de sânge, de noroi, l-a călcat în picioare. Era perioada imediat următoare momentului de la Pitești, când descoperiseră abuzurile și acum fiecare dădeau vina pe fiecare, știți? Și ca să se scutească de vorbe că regimul penitenciar din vremea aceea atât de nenorocit, au dat dreptul ca din când în când condamnații să ridice mâna și să-și ceară niște drepturi, pe care nu le-au acordat, stați liniștiți. Da, dar aveai dreptul să fii măcar protejat de abuzul unui astfel de gardian. Toți ceilalți așteptau ca Părintele Ioan să se ridice și să ceară acest lucru. Părintele s-a ridicat cu greu, l-au șters cu greu, era plin de sânge. Comandantul însuși al Jilavei veni să se vadă ce s-a întâmplat, că fusese anunțat. Fiara zâmbea, își făcuse datoria, iar Părintele, ridicându-se de jos, a spus numai atât: iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Canonizarea Părintelui Arsenie va transmite țării că el, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce i-a fost dată, chiar dacă i-a fost luată de către unii, ne iartă și ne dezleagă. Canonizarea nu e pentru el, e pentru noi. Nu e pentru mântuirea lui, e pentru înțelepțirea noastră. Și dacă din această canonizare se naște o fervență mai mare și o mai mare cunoaștere a lucrărilor sfinților contemporani, nu e rău. Să știți că în ultima vreme am ajuns la concluzia că sfinții trebuie să lupte în primul rând cu prostia noastră și apoi cu păcatul nostru, că prostia nu-i păcat, prostia e un necaz, pur și simplu. De aceea mulțumesc mult pentru seara de azi și pentru că, într-un fel sau altul, îi spunem lui Hristos că ne pasă. Că lucrurile petrecute în biserică nu sunt paralele cu noi și că, da, așteptăm să auzim din groapă strigătul de iertare. Când mitropolitul Andrei Șagun a fost adus de la Rășinari la Catedrala Mitropolitană de la Sibiu, o, cât a avut și el de pătimit săracul, ferească Dumnezeu, oameni care citiseră tot. Când l-au dus până la fete de tun și garda de onoare a unității militare pregătită să-i dea onorul aducerii mitropolitului Șaguna, era pusă paralel cu corul catedralei, care trebuia așa să înceapă să cânte canonul. Au fost câteva secunde în care nu s-au prins care să cânte. Imnul țării, canonul sfântului, era așa o... S-a făcut liniște. Și dintr-o dată, între oamenii aceia munți, s-a auzit oftatul unui copil. Azi, de fapt, Șaguna ofta că se toarce în catedrala pe care a visat-o. Să țineți minte, sfinții sunt sfinți
Pentru că nu sunt carieriști să ajungă în Sinaxar. Carieriștii care vor să ajungă în Sinaxar nu vor ajunge niciodată. Sunt sfinți pentru că își doresc sfințenia ca un mod de viață, ca un mod de apropiere de Dumnezeu și de trăirea lui Dumnezeu. Dacă tot nu putem să trăim ca ei, măcar să învățăm să trăim în linia pe care ei cu bucurie ne-au descris-o. Mulțumesc!